Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire intuitivă cu cărți de oracol angelic, să vedem care sunt mesajele îngerilor pentru acest nou an care a început, anul 2023, să vedem ce ar trebui știut, ce ar trebui conștientizat pentru acest an. Și ca să fie o citire intuitivă mai particularizat, am să o fac în trei variante. Varianta numărul 1, cristalul alb, numărul 2, cristalul ciorchine, numărul 3, cristalul mov. Alegeți intuitiv varianta cu care rezonați și să vedem așadar mesajele îngerilor, divinității, universului pentru acest nou an 2023, ce ar trebui știut, ce ar trebui conștientizat. Haideți să vedem mesajele care vin pentru acest nou an, un an magic, un an mistic, sub influența cifrei 7, 2023, adunate cifrele între ele, reprezintă numărul 7 și 22, 23 sunt niște numere interesante în sine, această succesiune de 2 și 3. Așadar, este un număr foarte creativ, intuitiv, magic, un an în care se pot îndeplini miraculos dorințe, în care spiritualitatea va juca probabil un rol foarte important, intuiția. Energiile, așadar, care sunt pentru acest an, ce ar trebui știut, ce ar trebui conștientizat, care ar putea fi energiile anului 2023. Culorile vor juca un rol foarte, foarte important în anul 2023. Terapia de culori, ca și terapia sunetelor, a muzicii. E un an, în ce simt eu și citesc după cărțile care se grăbesc. Chiar sunt curioasă ce cărți, ce mesaje transmit cărțile, pentru că eu nu le văd, doar le simt și energiile sunt foarte grăbite să dezvăluie lucruri foarte, foarte utile, foarte interesante, creative, să zic așa. E un an al creativității, al inspirației, al evoluției. Cumva se face un salt înainte, în multe planuri. Probabil că în acest an veți avea mai multă forță, putere să vă împliniți dorințele. În ciuda unor dificultăți, vă veți descoperi calități sau putere, forță de a vă descurca, de a vă reinventa, de a vă îndeplini lucruri pe care poate le-ați neglijat înainte să le îndepliniți, dorințe, cum ar veni. E un an puternic, un an în care se poate face lucruri foarte mărețe, foarte speciale. Nu e un an obișnuit, aș putea să spun. Nu este pentru persoane obișnuite anul 2023. Haideți să vedem. Varianta numărul 1, 2 sau 3. Alegeți intuitiv. Am să încep cu piatra mov. Am să încep în această ordine. Mov, ciorchine sau în varianta pietrei albe. Și se dezvălui pentru piatra mov. Întâi și întâi. Să vedem care sunt energiile. Da, exact ce am intuit, că este un timp divin, să știți. Este un timp divin, un timp în care, un timp al noilor începuturi, extraordinar an, să știți, extraordinar an. Cel puțin această variantă, așteptați-vă la lucruri extraordinare, la pace,
la prosperitate, aveți nevoie de multă liniște și pace, aveți nevoie de echilibru, vă veți găsi echilibru, veți căuta echilibru, veți căuta să vă împliniți visele într-un mod foarte benefic, veți prețui timpul, veți înțelege că trăiți un timp divin și că timpul e foarte prețios. Fiecare secundă pentru voi va fi mai importantă, mai serioasă, mai specială. Vă veți crea momente speciale în anul 2023. Asta poate trebuie conștientizat, că trebuie să vă creați momente speciale, să fiți recunoscători, văd aici în recunoștința, pentru ceea ce deja aveți, pentru ceea ce există, pentru ceea ce vi se oferă, pentru timpul care îl aveți, pentru posibilitățile care le aveți, pentru darurile, talentele care le aveți, pentru relațiile care le aveți, chiar și pentru anumite situații negative, veți avea acea conștientizare de lecție care este și veți fi recunoscători că pe viitor nu o să mai întâmpinați aceste situații pentru că știți lecția. Cum ar veni, ai ca atunci când te arzi cu ciorbă și știi că trebuie să sufli și sufli chiar și în iaurt, așa, preventiv, ca să zic așa, acest lucru cumva îți dă o putere, îți dă o forță, îți dă o siguranță, o pace, o liniște, că știi de ce să te ferești, de cine să te ferești. E un nou început, e un salt în viitor, să știți. Deci veți fi mai vizionari. Vă veți imagina lucruri mai mărețe, poate că veți dori să fiți așa mai liber, poate, vă veți simți mai liber. Vă veți dori să vă eliberați de tot ceea ce vă este inutil, să zic așa, sau să mai pierdeți timp inutil, sau să mai vorbiți inutil. Văd aici că apare și exprimarea benefică. Poate că veți căuta să vorbiți mai altfel, să vă exprimați într-un alt mod. Sunteți gata să exprimați gândurile și să le transformați în acte de iubire. Deci poate că vă veți ocupa mai mult și de felul în care conversați, cu cine conversați, cu cine discutați, ce cuvinte folosiți, cumva veți fi mai atenți, poate, la acest gen, veți exersa, poate, și darul vorbire mai mult, cum ar veni să devii mai comunicativ, poți să ții un discurs cu cuvintele potrivite. Văd că aveți începuturi din nou, ce anume merită să începi astăzi. Deci fiecare zi de aceea apare acest timp divin. Fiecare zi este un timp în care poți să îți împlinești vise, să ai noi începuturi, să ai idei, să ai soluții. Ai de făcut poate o alegere din punct de vedere profesional. E un an în care vă veți dori poate o profesie mai pe suflet, în care să vă facă mare plăcere să o faceți, veți fi mai curajoși în a vă exprima opiniile, dar într-un mod benefic, într-un mod armonios, cumva, veți căuta această situație în care să îți exprimi și punctul de vedere, să te eliberezi de tot ceea ce nu-ți place, de ceea ce nu ți este util, de ceea ce te împiedică să îți împlinești visele, dar într-un mod armonios. Veți scrie, văd aici că aveți un îndemn din partea Arhanghelului Gabriel care spune să scrii memoriile, să scrii un jurnal, să-ți iei o evidență a tot ce se întâmplă zi de zi în viața ta. Pentru că în acest fel vei fi mai inspirat, vei fi mai creativ, vei fi și mai organizat, mai ordonat, vei avea o mai bună viziune asupra situației care s-a realizat, o bună memorie. Cumva aici există o ordine care se creează. Văd aici că, uite, chiar a ieșit cartea Ordine, care spune că organizează, arhivează, eliberează, creează fundații sănătoase și spațiu pentru noutate. Asta însemnând atât în gânduri, sentimente, relații, cât și în propriul spațiu de lucru sau casă, etc. Cumva în viața ta vei participa în societate la a crea o situație armonioasă, de ordine, de reușită. Văd că aveți și influența zodiilor Scorpion. Văd aici, aveți o revelație. Veți afla secrete, veți percepe, să zic așa, niște lucruri la nivel subtil, veți face niște descoperiri, puteți să vă descoperiți niște talente, sau aflați niște secrete importante, sau chiar puteți descoperi comori. Aici puteți fi un pionier, nu știu, un arheolog, un descoperitor de noi lumi, de noi soluții, de noi idei. Un salt în viitor îl faceți. Deci cumva văd așa și aveți și darul Arhanghelului Sadalfon, care vă ajută să apreciați frumusețea, să vedeți viitorul. Mâinile voastre vor fi, să zic așa, un dar pe care îl veți folosi cu mare, ca și intuiția, ca și inteligența. Ești alesul și protejatul meu, spune aici.
acest mesaj, ai făcut mari progrese pe calea trezirii sufletului și meriți în mod necondiționat grația lui Dumnezeu. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul ceresc al Arhanghelului Sandalfon. Deci primești iertare, primești pace, liniște, ți se îndeplinesc dorințele. Este un an în care îți poți îndeplini dorințele, dar, într-adevăr, poate că va trebui să conștientizezi că timpul este divin, că e un timp magic, anul 2023 trebuie să-l vezi magic, să creezi magia, ca să zic așa, momente magice, frumoase, armonioase pentru tine, pentru cei cu care interacționezi, să faci o alegere. Ia în considerare oportunitățile profesionale care ți se vor prezenta. Ești la începutul unei, e un început de an extraordinar, spune aici mesajul, ești la începutul unei splendide călătorii. Ai încredere în îngerii tăi care ți-au fost, să zic așa, dați din naștere, pentru că îți vor fi întotdeauna alături, eliberează de tot ceea ce te împiedică să te manifesti într-un mod unic și să-ți manifesti darurile, talentele unice pe care le ai. Ai încredere în drumul tău și ai încredere în tine pentru că drumul tău va fi constelat cu multe oportunități. Vei putea ajunge printre stele. Trebuie să ai mai multă încredere, mai mult curaj, mai multă și mai multă poate responsabilitate. Este un an în care poți începe noi proiecte, te poți muta, poți călători, poți face o căsătorie, poți începe o nouă relație. Deci poți să-ți împlinești vise. Vei fi ca un copil, așa să zic, care poți să-ți imaginezi totul și totul să se și realizeze. A văzut copiii nu-și fac problema că nu s-ar putea îndeplini dorințele lor. El își pun doar dorințe și multe dintre ele chiar se și realizează. Așadar, aflați secrete, aflați noutăți și mai bine și încă un mesaj care vine și spune așa, mergi și acum în întâmpinarea celor cu care interacționezi și situațiile cu care interacționezi și te exprimi și rezolvi conflictele fără să te consideri un pierzător, îți afirmi și îți manifesti puterea sinelui cu dragoste, cu înțelegere și cu respect față de ceilalți și mai ales față de tine însuți. În acest an, cumva, poate că vei fi mai responsabil, poate că te vei respecta mai mult, îți vei crește stima de sine, respectul de sine și vei oferi mai mult încrederea celorlalți. Vei fi mai responsabil, văd că aduci mai multă pace sau vei căuta să aduci pace, să găsești soluții pentru pace. Vei avea idei geniale în acest an. Și mai vine aici un mesaj care vine din partea Universului și spune că o altă persoană nu ți este dușman, ci toate aceste situații prin care te confrunți și vezi din partea celuilalt o dușmanie, este de fapt temerile tale, pentru că o minte obișnuită are temeri, are frici și atunci inconștient încearcă să atace sau încearcă să creeze situații care să îi demonstreze, inconștient creează situații care să demonstreze că cealaltă persoană e dușman, cum ar veni. Dar în acest an vei constata că este inutil să mai vezi pe altcineva dușman, ci mai degrabă ești tu propriul tău dușman gândind despre alții că ți este dușman. Cumva e o situație în care trebuie să creezi toate premisele ca să aduci pacea și liniștea, atât în sufletul tău cât și în afara ta. Cam astea sunt mesajele care vin aici, așadar, în acest an. Foarte, foarte interesant. E un an în care cumva vei constata ce important este liniștea și pacea și ce prețioase sunt momentele care le ai sau vei crea momente prețioase. Haideți să vedem și la varianta numărul 2, foarte interesantă. Mesaje, ce ar trebui știut, ce ar trebui conștientizat. Da, chiar așa, chiar așa. Deci foarte interesant, foarte interesant. E un an, să știți, extraordinar, aș putea să spun. Un an de succes, un an de noi începuturi. Extraordinar, armonie. Să știți că este un an în care poate chiar veni pacea, liniștea, în care va juca un rol important. Veți constata ce importantă este pacea, armonia, vă veți lua măsuri de siguranță, veți dori voi să vă puneți pe voi în siguranță familia voastră, pe ceilalți, să fiți mai drepți. E un an al succesului. Deja, voi sunteți deja într-un succes, poate într-o popularitate, nu degeaba poate v-ați ales acest cristal ciorchine care reprezintă o multitudine de situații pozitive.
de succes. Sunteți într-o glorie, într-un succes. Văd că și niște angajamente benefice pot apărea în această în această, acest an, poate chiar o familie, un copil, va juca un rol important, poate prieteniile. Văd aici că veți trăi în armonie cu voi și cu ceilalți. Armonia deplină în grup. Deja, uite, iar din nou vine un mesaj care este darul Arhanghelului Raguel, care spune: asigură armonia de ansamblu al grupurilor, atât pe pământ cât și în cer, și oferă rezolvarea plină de înțelepciune a disputelor în cazul celor care mi se solicită aceasta. Probabil că veți participa, veți dori să aduceți aportul vostru la împăcarea unor situații, unor persoane, să vă protejați familia, prietenii, să fiți mai în armonie cu voi și cu ceilalți. Și din nou, iară, protecție. Deci, ai încredere în tine însuți, contează pe tine și ajutoarele se vor manifesta ca prin miracol. Deci, ai mai multă încredere în tine, consideră că poți, că ești protejat, că fără cu divinitatea, cu Universul lucrează ca să te ajute, să te simți în siguranță, să ai tot ce trebuie și vei găsi calea, vei găsi sprijinul, care poate veni prin membrii familiei, prin prieteni, prin noi prieteni. Cumva te vei ruga, poate, pentru a avea mai bună armonie în familie. Intri în conexiune, poate, cu moșii și strămoșii tăi. Cumva îți venerezi mai mult trecutul, poate, familia, strămoșii sau tradițiile. Aici pot fi chestiuni și de tradiții. Văd aici că ai acest arhanghel Raziel care vine și spune despre. Despre creație, deci despre cunoaștere, despre știință. Aici cumva veți, voi cumva aveți o viziune, o putere de a crea, de a inventa, de a avea succes, inteligență particulară, idei speciale, puterea dragostei și a cunoașterii și a științei. Cumva voi puteți fi ca și niște magicieni, să zic așa, ca un creator, în care creați prin puterea gândului și a sentimentului pe care îl puneți, puteți crea ceva, faceți cu mare iubire ceva, așa cum sunt inventatorii. Ei își iubesc munca și așa și inventează, fac niște creații extraordinare. Voi puteți fi și artiști, puteți fi și inventatori, că văd că aveți și idei geniale, puteți fi și oameni de știință sau persoane care ajutați la educația altora sau la însănătoșirea cuiva. Văd aici că aveți speranțe, speranțe de mai bine. Veți avea multe, multe dorințe, multe speranțe noi, speranțe de o viață mai bună, de o împăcare, de o reușită. În orice caz, speranțele voastre se pot realiza, dar poate că trebuie să fiți și mai activi. Văd că apar situații noi la voi, legate și de muncă, de creativitate. Sunteți deja. De la început de an se văd semnele de succes, spre exemplu, sau vin soluții, vin idei, aveți multe vise și păstrați-vă visele sau faceți-vă alte visele, pentru că deja sunteți într-un succes sau se anunță mare succes pentru voi. Deci nu trebuie să fiți neliniștiți, ci trebuie să fiți curajoși. Pentru că cartea aceasta care a venit către voi pentru această variantă spune că voi sunteți practic o persoană foarte entuziastă, foarte creativă, foarte fascinată de viață și de dorințe. Voi sunteți o persoană foarte entuziasmată, să zic așa, în ce faceți, sau veți avea motive de a fi entuziaști pentru că veți înțelege niște lucruri, deci înțelegerea, trăiți în armonie. Vă veți lua și motive, momente de odihnă. Aici mesajul este să mai încetinești din când în când, să-ți pui întrebarea când este cazul să te mai și odihnești, cum ar veni, și să te dedici din toată inima, spune aici, angajament benefic celor mai nobile idealuri ale tale, fiind pe deplin conștientă sau conștient că iubirea este însăși esența ființei tale. Deci, dedică-te cu tot sufletul în ceea ce îți place ție, fie că e o persoană, fie că e o muncă, o artă, o creativitate, un gând, o idee, pune sufletul, să zic așa, pentru că acolo unde pui suflet se nasc miracole. Deci este un an în care chiar pot fi miracole, chiar poți face miracole. Aici cumva nu este miracolul ești tu, miracolul este puterea ta interioară, ești o persoană specială. Asta vei înțelege, că tu poți să faci miracole, tu poți să creezi din o nouă lume mai, în care vei fi, deci ești protejat și ajutat într-o schimbare profesională, sau vei fi tu cel care vei da suport, ajutor pentru pe ceilalți, să-i ajuți să se simtă în siguranță, să aibă încredere, să, cum ar fi cei din familie, spre exemplu, să aibă încredere să-și urmeze visele, să-i încurajezi.
vei trăi într-o armonie deplină sau vei participa la crea această armonie. Și dragostea este cea mai mare putere și mijloc de protecție al ființei umane, spune aici. Nu este nimic de temut, pentru că aceste acțiuni care sunt pline de iubire, ele sunt practic chiar viața propusă chiar de viața însăși și creează chiar viața. Deci, cu alte cuvinte, faceți totul cu iubire, din iubire pentru iubire, pentru că asta este cel mai mare. Cea mai mare putere a voastră și cu ajutorul lui Dumnezeu, spune aici, acum iradiați deliberat și cu bucuria, dragostea divină față de voi, față de cei cu care interacționați și față de întreaga umanitate. Deci voi poate că veți avea un scop mai nobil aici, că chiar sunteți încurajați prin aceste cărți să vă dedicați unor idealuri, unor scopuri nobile, să vă urmați visele, să aveți vise mai mărețe, cum se spune, mai fi la nivel personal, fi la nivel de societate, dar la voi aici cumva este mai mult la nivel de societate, cumva, sau la nivel de familie, ca și cum te dedici ca familia ta să crească, să înflorească, să fie într-o siguranță, să fie într-o bunăstare, cum ar veni să-i duci copiii, nepoții, sau cum ar veni, ai grijă de părinții, de bunici, sau de tradițiile lor, de numele lor, de bunul numele, numele, duci mai departe, cumva către succes, ești într-un mare succes și chiar protejat, sau chiar protejat de lumea de dincolo, de cei care au plecat, să zic așa, pentru că au fost niște spirite înalte, niște spirite speciale, care vei înțelege ceva, că de aici că intri într-o mare înțelegere și culorile, într-adevăr, joacă un rol foarte, foarte important. Cam asta e ce văd și la această a doua variantă. Deci, un an special, într-adevăr, am simțit acest lucru că poate fi un an foarte, foarte special, magic. Haideți să vedem și varianta numărul 3. Varianta numărul 3. Da, chiar este magic. Deci, să știți, este un an magic. Deci, magic la propriu. Magic la propriu, nu numai la figurat, cu foarte multe. Deci, e un an în care nu este chiar, deci chiar e mult, mult mai bun, veți vedea cu mai multă claritate niște lucruri și iar din nou pacea și iar din nou liniștea. Deci aveți nevoie de spațiu pentru voi. Cumva vă veți crea o mai multă armonie. Văd că chiar poate veți face cursuri, văd că yoga joacă un rol important. Viața ta se va îmbunătăți cu yoga, cu stretching sau cu exerciții fizice sau și cu exerciții fizice. Deci probabil că veți face, e un an în care va juca un rol important, poate mișcarea, hrana, sportul, activitățile creative, recreative, văd aici că aveți mult discernământ spiritual, multă creativitate, multă claritate, multe idei geniale chiar. Deci aveți acest dar al Arhanghelului Raziel care vine cu discernământ spiritual și spune te ajută să discerni binele de rău, protejezi tradițiile spirituale autentice de agresiunea celor răi, îți revelezi tainele exorcizării și alungării entităților demoniace, precum și misterul alchimizării și transformării profunde ale aspectelor inferioare din ființă. Cumva vă curățați energiile, cumva vă eliberați de frici, de temeri, de vreun viciu, de vreo slăbiciune, vă însănătoșiți. E un an în care poate vă veți ocupa mai mult de sănătate, veți fi mai motivați sau veți căuta motivări. Văd aici că roagă-te pentru a primi mai multă concentrare și entuziasm pentru dorințele tale, pentru proiectele tale. Deci, ca să poți să le duci până la capăt, poate că e un an în care cumva ți se cere să-ți ai mai multă ambiție și determinare, să nu renunți, să nu cedezi, să te concentrezi, să vezi cu mai multă claritate, să discerni binele de rău, să elimini din viața ta ceea ce nu este clar, ceea ce nu este sincer, ceea ce nu este armonios, nu-ți aduce pace și liniște. Cere scuze aici, vine un mesaj. Cui trebuie să-ți ceri scuze? Deci e un an în care poate e bine să te împaci cu cei cu care ai neînțelegeri sau când greșești e bine să-ți ceri scuze, să nu lași lucrurile să se înrăutățească. Să crezi în ceea ce faci, este timpul să acționezi, până aici, fii gata să realizezi lucruri mărețe. Aici spune, deci, e un an în care nu se mai, cum să spun, e un timp divin, și cum ai și din prima variantă, de altfel, în care nu mai e timpul să-ți pierzi timpul cu dorințe mărunte.
să treci la un nivel mărunt, ci chiar să speri la mai bine, să dorești mai mult. Deci să faci un salt, exact cum așa mi-a venit în minte atunci când am zis la prima variantă și văd că și la aceasta a doua și la a treia am văzut acelea situații în care se face un salt, ca și cum dacă până acum ți-ai dorit cum ar veni să trăiești modest. Te-ai limitat la lucruri modeste, te-ai mulțumit și cu mărunțișul cum ar veni, n-ai mai îndrăznit să visezi, te-ai complăcut într-o situație. În acest an, cumva, Îngerii, Universul, Divinitatea, spune prin tot ceea ce ți oferă și prin ceea ce ți se poate întâmpla în acest an că nu mai este momentul să mai fii atât de umil și de modest. Ești o persoană specială, ai o singură viață, trăiești-o la un mod perfect, grandios, fii cea mai bună variantă a ta. Nu lăsa de azi pe mâine niște lucruri, pentru că timpul este foarte prețios. Nu-ți mai pierde timpul, vine aici ca mesaj. Ia-ți măsuri de siguranță, spune aici. Fiecare situație îți revelează o fațetă a ta, însă transformându-te, realitatea ta se va transforma. Deci îmbunătățește-ți, cum ar veni, și aspectul fizic, și mental, și spiritual, și relațiile, și casa. Nu poți să-ți cumperi mobilă, spre exemplu, că poate veniturile nu-ți permit, schimbă aspectul mobilei. Poate poți să-l mai lustruiești, spre exemplu, un dulap, sau poți să-l schimbi poziția în casă. Deci cumva schimbi ceva, face o îmbunătățire. Pentru că acest lucru schimbă și energia. E un an în care cumva trebuie să faci o claritate, o curățenie spirituală, emoțională, fizică, mentală, în relație, în orice. Și sport, mișcare, să te ocupi mai mult de sănătate și vine aici, uite, cunoașterea. Vei învăța, vei studia. Deci cumva vei avea această claritate că trebuie să înveți mai multe despre cum să-ți îmbunătățești viața, cumva să-ți iei viața în mâini, văd aici. Să nu mai găsești poate scuze, să-ți ceri scuze celor pe care poate i-ai învinovățit că din cauza lor n-ai putut să faci nu știu ce, că de fapt ești tu propriul tău stăpân aici. Cumva, spune aici, e o proiecție. Cumva, tu spunând că altul e de vină, chiar l-ai lăsat pe acea persoană să facă tot felul de chestii ca să-ți demonstreze că el e de vină. Pentru că așa ai gândit tu. Dacă tu ai fi gândit că tu ești stăpânul propriei tale vieți, altă persoană n-ar mai fi avut puterea în viața ta să te influențeze sau să îți creeze o neplăcere, etc. Pentru că tu ai fi fost de sine stătător, ai fi luat deciziile, te-ai fi ținut la distanță. Cumva în acesta îmi face această claritate. Văd că ții măsuri. Vei avea o comunicare cu îngerii, poate că îți cureți energiile, lumina va juca un rol important, vei primi niște, să zic așa, vei avea niște revelații, un an în care poate fi un an de revelații, în care cumva vei lucra mai mult cu energiile. Poți să fii un lucrător în lumină, cum ar veni, genul de persoană în care vindeci pe ceilalți, îi ajuți, îi stimulezi, îi încurajezi, inspir, să zic așa, văd că vei fi mai motivat sau vei motiva tu pe alții, le vei da motivație, să zic așa, încurajare, poate că te ocupi de a-ți se îmbunătăți pe sine, a mai învăța, a mai studia, vei avea de petrecut, e un an al petrecerilor, orică vei organiza petreceri, orică vei lucra în domeniul evenimentelor, orică vei avea niște evenimente foarte, foarte importante în viața ta, văd aici că vei fi foarte creativ și aduce foarte multă armonie și bunăstare, poți deveni proiect. Poți face un proiect nou, poți face un copil, poți să te căsătorești, poți primi o propunere de căsătorie, văd aici, că apare și pasiune, apare și abundență, apare și prosperitate. Totul se manifestă în viața ta. Îți poate veni o idee genială, cumva vei face foarte mare claritate, vei vedea lucrurile foarte clar, vei avea putere de decizie, poți ajunge într-o funcție de decizie, poate chiar. Nu-ți vei mai găsi scuze pentru timp pierdut, pentru relații nefavorabile și așa mai departe, ci vei căuta să faci schimbarea. Deci cumva nu vei mai stagna, așa să zic, nu te vei mai complace sau nu vei mai învinovăți pe ceilalți. E un an în care nu vei mai căuta scuze cuiva și nici ție, în primul rând, ci vei căuta să acționezi, să fii creativ, să găsești soluții, vei fi mai, poate mai puțin critic, mai mult constructiv, în sensul că chiar dacă vezi că cineva greșește cum ar veni, vei căuta să-i arăți într-un mod creativ, stimulativ, încurajator și nu distrugător
partea care trebuie îmbunătățită cumva, sau tu te vei detașa de acea situație și îți vei urma viața ta într-un mod plăcut, armonios, pentru că ai nevoie de spațiu pentru tine, spun aici, și umilința dumnezească aici, cumva vei înțelege că fiecare ai dezvoltat conștiința plină de iubirea faptului că tu și toți ceilalți oameni sunteți asemănători, dar mergeți pe drumuri diferite, deci acolo unde consider că celelalte persoane, nu te vei mai considera nici mai superior și nici mai inferior ca ceilalți, ci doar o persoană unică pe care tu îți mergi pe drumul tău. Și fiecare la rândul său este stăpân, trebuie să fie stăpân pe propriile sale decizii și responsabil pentru ceea ce face. Îți vei asuma mai mult responsabilitatea propriei vieți. Nu căutați în afară, uite, vine din nou un mesaj aici care spune, nu încercați, nu căutați în afara voastră, acceptați că voi sunteți persoana care sunteți propriul vostru creator, propriul vostru stăpân și nu vă simțiți abandonați, pentru că lumina nu are limite, ea este în voi. Cât timp ai viață, îl ai pe Dumnezeu în tine, doar că trebuie să îl regăsești, să-l vezi, să-l înțelegi că e o mare forță, o mare putere. Cumva trebuie să îl vezi. Și fiecare persoană din afara ta are pe Dumnezeu în sine, doar că nu-l căuta în afara ta pe Dumnezeu, ci caută-l în primul rând pe tine, pentru că așa îl poți vedea și în ceilalți pe Dumnezeu, dacă îl găsești în tine. Dacă nu-l vezi în tine pe Dumnezeu, nu-l vei putea găsi în afara ta. Îl vei vedea doar în momentul când vei fi conștient că Dumnezeu este în tine și trebuie să te manifesti cu această putere dumnezească, divină, care înseamnă iubire, bunătate, compasiune, inteligență, să-ți folosești inteligența, pentru că Dumnezeu este inteligență, Dumnezeu nu este prostie, nu este ignoranță, nu este răutate, nu este egoism și așa mai departe, ci este inteligență pură, iubire pură, este totul într-o stare la cel mai înalt nivel. Deci cumva e un an în care se face un salt în viitor, în conștiință, să zic așa, conștiința umană se extinde, să zic așa, într-un mod ca și cum dacă până acum trăiai la 20% în viața ta, să zic așa, și la un nivel ca și material, intelectual, spiritual, emoțional, relațional, s-ar putea în acest an să dorești să depășești, să te încarci, să ai o baterie de 100%, cum se spune, să trăiești la un nivel mai mare, să trăiești mai bine, să ai mai mult respect de sine, să ai mai multă claritate, să te elimini aici, să elimini aceste energii malefice sau influențe rele, negative. Deci e un an în care vei gândi mai pozitiv aici, văd. Poate că vei căuta chiar, nu știu, să faci cursuri prin care să te motivezi, să te automotivezi, să-ți ridici stima de sine, respectul de sine, sau să-i ajuți pe ceilalți, că aici poate fi o chestie în care tu poți ajunge să ai abundență, succes, reușești, pentru că vei profesa într-un domeniu care să-i ajuți pe ceilalți să se ridice, să depășească această stare de umilință, din succes și mai departe. Exact, iau de ce. Ce interesante mesaje. Știu că sunt creatorul absolut al propriei vieți, spune aici, deci un mesaj pe care probabil va deveni ca o mantră pentru voi în anul 2023. Deci știți că sunteți creator, trebuie să știți că sunteți creatorul absolut al propriei vieți și de care sunteți în totalitate responsabili, știți că aveți forța necesară pentru a genera o viață cu totul satisfăcătoare, renunțați la a mai da vina pe alții, a mai învinovăți pe alții sau circumstanțele, eliberați energia creatoare care o aveți în voi și cu ajutorul lui Dumnezeu și purtați în viața voastră și în afara voastră bucuria și lumina vieții în tot ceea ce faceți și cu cei cu care interacționați să fiți într-o pace și armonie, spune aici un mesaj, ca să fiți în pace și armonie. Foarte interesant și această cunoaștere, probabil că veți avea niște revelații, veți avea o intuiție, veți cunoaște, veți afla secrete, veți studia mai mult. Deci cumva vă duceți studiile la un alt nivel, mai superior, în orice domeniu. Și în viața personală totul veți dori să fie mult mai frumos, mult mai armonios, chiar vă îmbunătățiți poate și aspectul fizic. Acum poate și pentru că veți lucra mai mult la partea de sănătate spirituală, emoțională, fizică,
mentală, dar și din cauza relațiilor în care sunteți, pentru că fiind în niște relații mai bune, mai sănătoase, mai serioase, veți putea să vă împliniți dorințele, că dacă stai într-o companie, să zic așa, într-o situație de umilință, între persoane care poate au o gândire pesimistă, spre exemplu, sau răvoitoare, este clar că nu poți să fii încurajat să-ți împlinești dorințele sau nu vei fi lăsat să ți le îndeplinești. Poate tu ai niște vise mărețe, dar dacă nu ești în mediul potrivit, de aici cumva ai nevoie de spațiu pentru tine. Cumva te vei elibera de energiile care nu sunt favorabile sau vei pleca, vei face o schimbare. Aici cumva vei face o schimbare. Vei avea o iluminare, o revelație. Acestea fiind spuse, dragile mele, dragii mei, eu sper să aveți un an minunat, binecuvântat, pe toate planurile, să vă împliniți visele. Anul 2023 să vină cu magia necesară, cu miracole de care aveți nevoie. Fiecare zi pentru voi să fie cu un miracol extraordinar. Să trăiți viața așa cum vă doriți. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți.